Aflarea unui număr necunoscut, în cazul unui exercițiu în care apar mai multe operații și paranteze. Acesta este un asemenea exercițiu în care noi trebuie să aflăm valoarea lui A, care iată este factorul unei înmulțiri. Cum trebuie să procedăm în cazul acesta destul de complicat, pentru că sunt și adunări și scăderi, sunt și înmulțiri, sunt și împărțiri, cum vom proceda? Primul lucru pe care trebuie să-l fac, să analizez cu atenție exercițiul și să văd dacă pot să-l aduc la o formă mai simplă, să vedem dacă sunt și operații care se pot efectua. Și, observând cu atenție, descoperim că această înmulțire, 48 ori 25, se poate efectua. De asemenea, se mai poate efectua și înmulțirea, 82 ori 5, este precedată de o scădere. Cam atât. Pentru a aduce la o formă mai simplă, trebuie să facem cele două calcule. Iată, 48 ori 25, în calculul înscris, 5 ori 40, 24, 20, plus 4, 24, primul produs parțial, de 8, 16, de 4, 8, plus 1, 9, 0, 1, 9, plus 2, 11, plus 1, 12, 1200. Și mai avem 82 ori 5. Forma următoare a exercițiului nostru este 232 plus, deschidem paranteza pătrată, 48 ori 25, 1200, plus, deschid paranteza rotundă, 10 ori A, minus 82 ori 5, iată, egal cu 410. Închid paranteza rotundă, ori 10, închid paranteza pătrată, împărțit la 100, este egal cu 797. Metoda pe care trebuie să o aplicăm, pornind din momentul acesta, este metoda mersului invers, pentru că vom analiza operațiile și vom stabili care dintre ele se rezolvă ultima. Iată, avem o adunare, o paranteză pătrată și o împărțire. Știm, conform regulii privind ordinea efectuării operațiilor, că împărțirea se rezolvă înaintea adunării și atunci ultima operație ce se rezolvă este aceea de adunare, în care primul termen este 232, termenul 1, iar cel de-al doilea termen este rezultatul operației noastre de împărțire, iată, de 2. Primul termen îl cunoaștem, al doilea termen este termenul necunoscut. Știm că un termen se află prin operația de scădere. Din sumă scad termenul cunoscut. Și atunci, termenul al doilea, 1200 plus, deschid paranteza, 10 ori A, minus 410, închid paranteză, ori 10, închid paranteza pătrată, împărțit la 100, este egal cu suma, adică 797, minus termenul cunoscut, 232. Egal cu 2 din 7, 5, 3 din 9, 6, 2 din 7, 5, 565. Iată, am simplificat puțin exercițiul nostru. Studiem din nou cu atenție această formă și observăm că avem de-a face cu o paranteză pătrată, o împărțire, rezultatul fiind 565. Nu cunoaștem de data aceasta paranteza pătrată care este de împărțitul, numărul care se împarte. Știm că de împărțitul se află prin înmulțire. Înmulțim câtul cu împărțitorul. Și atunci, nu mai scriu paranteza pătrată pentru că nu-mi va rămâne nimic nici în fața ei, nici după ea. 1200 plus 10 ori A minus 410 ori 10 egal cu 565 ori 100, adică egal cu 56.500. Știm că trebuie să adăugăm două zerouri în cazul înmulțirii cu 100. S-a simplificat exercițiul nostru și mai mult. Avem o adunare, o paranteză și o înmulțire.
Mai întâi se rezolvă înmulțirea, înseamnă că ultima operație este cea de adunare, în care primul termen este 1200, iar cel de-al doilea termen este rezultatul operației de înmulțire. Suma fiind 56.500. Nu cunoaștem al doilea termen, el se află prin scădere. 10 ori A minus 410 ori 10 este egal cu, din suma, 56.500, scad termenul cunoscut, 1200. Egal cu 0,035, 55.300. Avem o paranteză, o mulțire și rezultatul 55.300. Nu cunoaștem primul factor, F1 fiind paranteza, iar al doilea factor este 10. Un factor necunoscut se află prin operația de împărțire. Nu mai scriu paranteza rotundă, pentru că va dispărea și 10. Nu mai am nimic nici în fața ei și nici după ea. 10 ori A minus 410 este egal cu 55.300 împărțit la factorul cunoscut la 10. Este egal cu, dispare un 0, 5.530. Am simplificat exercițiul nostru și acum el este format dintr-o înmulțire și o scădere. Știm că mai întâi se rezolvă operația de înmulțire, așadar ultima va fi operația de scădere, în care descăzutul este rezultatul acestei operații de înmulțire, 10 ori A, scăzătorul este 410, iar diferența, rezultatul, 5.530. Nu cunoaștem descăzutul, el se află prin adunare. 10 ori A este egal cu 5.530 plus 410 egal cu 0,495.940. Iată, e vorba despre o operație de înmulțire în care nu cunoaștem al doilea factor, primul factor fiind cunoscut, 10, F1, iar produsul 5.940. Atunci când într-o operație de înmulțire nu cunoaștem un factor, el se află prin operația de împărțire. Și putem să scriem că A este egal cu 5.940 împărțit la factorul cunoscut la 10. A egal cu 594.